Obiectivele turistice din raionul Soroca ar putea fi promovate la nivel internațional și asta grație unui proiect implementat de Mold Arte. Astăzi, un grup de specialiști din România și Portugalia au vizitat mai multe locații, iar în scurt timp vor da verdictul dacă Soroca întrunește toate cerințele ca să fie inclusă în acest proiect. Lumnarea recunoștinței, cetatea Soroca, cartierul romilor din dealul Sorocii, conacul Teohari, sunt cartea de vizită a raionului. Mai mult, datorită acestui proiect, vor fi puse în valoare și maestria meșterilor populari din regiune. Este o întâlnire destul de bună pentru promovarea noastră ca meșteri, ca potențial cultural. Deci cred că se mărește area ca să ne cunoască lumea. Credem cu tărie că vom fi beneficiari acestui proiect, fiindcă Soroca este raionul care, din punct de vedere cultural, poate oferi multe lucruri frumoase. Este suficient să spunem că avem cetatea Soroca. Mold Arte este un proiect nou în Republica Moldova, care își propune să promoveze locurile pitorești din țara noastră peste hotară. Răbălci Soroca puțin nu pot să conștientizeze un nord al Moldovei. Eu cred că ce este important ca oamenii să mă lipsească așa lucruri. Cât am mult și în alte părți ale țării. Județul Soroca a fost în perioada interbelică un județ, unul dintre cele mai dezvoltate județe din domeniul culturii, unde am avut și teatru, am avut și Casa Corpului Didactic, foarte multe instituții de cultură. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Spații Europene de Cultură și e organizat de Institutul Cultural Român, în colaborare cu Institutul Goethe din București.